ea te iubește și te-a dat ție sufletul. Tu spierea zâmbește, oprește-te că e destul. O poți pierde într-o secundă, tu lasă ego-ul deoparte. Alături de noi este Feli în acest moment, Feli din poveste, și vreau să-mi spui cum a fost povestea live pe plajă în seara aceasta. Îmi place că m-ai prezentat așa, nu mai pot, Feli din poveste. Îmi place în primul rând pentru că toată muzica pe care o cânt e scrisă din poveștile mele reale și atunci când îmi zice cineva Feli din poveste sunt așa, da, eu sunt! Extraordinar mi-am simțit, uite, încă am emoții, m-am simțit bine ca de fiecare dată. Emoții maxime, am fost în gace, aproape am uitat versuri. Asta e frumusețea live-ului până la urmă și frumusețea faptului că am, nu știu, misiunea asta de a cânta și pot să manifest așa cum simt, știi? Fain, a fost fain. Mă gândeam acum și dacă ar fi fost să uite Feli versurile, să zicem că le-ai fi uitat, publicul a cântat tot timpul cu tine, așa că nu era niciun fel de problemă, trebuia doar să întinzi microfonul și ei vor continua. Ei, n-or cântat chiar tot timpul, pentru că am și piese pe care nu le știe neapărat lumea. Cred că e ok să nu ai numai hituri super cunoscute, dar mi-a plăcut foarte tare că oamenii au fost prezenți în poveștile astea, în muzica asta nu neapărat foarte cunoscută. E minunat, m-a mirat un pic că ai spus pe scenă că ai avut emoții, așa că vreau să te întreb cum este revenirea printre oameni și pe scenă. Trebuie să recunosc că mă simt un pic ciudat. Parte din mine vrea să fie artistul exemplar pe scenă, să fiu așa foarte oficială, pentru că în capul meu cumva s-o crea de-a lungul anilor că dacă ești oficial și drept și serios, ești de respectat. Dar în același timp revin așa la felul meu de a fi normal și rămân numai cu emoția, cumva... Am avut momente în care, eu sunt oricum sensibil la pământului, am avut momente în care mi-a dat așa un pic cu lacrimă, nu m-am simțit deloc artistul, celebritatea și publicul, știi? M-am simțit extraordinar. Eu întotdeauna oricum am emoții și, uite, eu și Nora, chitaristul din trupa noastră, avem chestia asta în comun, ne-am dat seama de când ne-am cunoscut, că am zis așa, în momentul în care vom urca pe scenă și nu vom mai avea emoții, nu vom mai cânta. Eram așa, du-te tu și tu, du-te mă și eu, știi? Așa că emoții au fost și Doamne ajută să existe atâta timp cât, na, e scris să cânt. Unul suflet și trup, o pereche în tot cu adevărat. Totul a început, că am dat-o din greșeală în vals. Dansând cu ea, numai cu ea. Sunt curios ce a făcut Feli în această pauză, apropo, cât nu am avut parte de concertele live. Nu am vreo noutate să spun, că peste tot am zis treaba asta. În pandemie m-am conectat foarte tare cu familia mea, am petrecut timp cu Nora Luna, timp pe care n-am apucat să-l petrec înainte de pandemie, pentru că am fost tot prin concerte. Adică a fost o bucurie că am cântat, dar a fost cumva o tristețe că nu am văzut copila asta crescând în primul ei an de viață. Am mai făcut piese, am scris piese și acasă, apoi ușor când am avut voie să ieșim, m-am mai dus pe la studio, am pregătit muzică frumoasă și acolo. Am fost așa, nu vreau să intru foarte tare în filmul ăsta spiritual, dar am fost într-o căutare continuă și acolo ca să văd cine sunt. Am avut tot felul de, nu știu cum să zic eu, ispite din astea, dacă vrei. Am avut perioade în care am avut mici invidii pe colegi de breazlă, am vrut să văd de unde vin invidiile astea, dacă au sens, dacă nu și-au sens, de ce simt asta, de ce simt gelozii, de ce am DC-uri, de ce am din astea, dar ăla ce are și eu nu am, știi? Știind că eu nu sunt genul ăsta de persoană așa să mă uit în cealaltă grădină și să zic a, sau să moară capra vecinului, eu îți dau din caprele mele, de regulă, știi? Și am fost așa într-o căutare continuă, de sine dacă vrei, fain, a fost fain, dar spre final de, nu pot să zic spre final de pandemie, că încă trăim așa o nebunie din asta, mai încoace să zic așa, mi-am dat seama că nu sunt neapărat ok, pentru că dorul de muzică m-a băgat într-un film destul de pro și începeam să devin tristă, tot mai tristă, pentru că e ca și cum, știi, am familia și eu am pe asta mică, pe Nora Luna, dar dacă nu-i muzica, parcă n-am o mână și un picior, știi, nu funcționez, nu... Dar uite că m-am dus la terapie, chestie pe care o recomand, gen și dacă ai probleme și dacă n-ai probleme, este foarte important să mergi un pic, să stai, să te cauți acolo, să crești, ca să fii bine. Și m-a ajutat foarte tare. Sunt un om cu zile bune și zile proaste, dar sunt, în perioada asta de pandemie am învățat să lucrez, să devin cea mai bună versiune a mea, în ritmul meu. Mă uit puțin mai bine, era de așteptat, tu nu ai învățat iubire, să fii bărbat și nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau, tu vrei o viață, eu vreau alta. Tu vrei alte fete, eu vreau altceva, vreau să mă așez la casa mea. Baghe, tu ești pui de brac, bădiță, bădiță, eu cu tine ce mă fac, bădiță, bădiță. Sunt convins că toată lumea știe, dar Nora Luna, să știți că este fiica lui Feli și inspirația ei, am mărturisit mai devreme faptul că piesa Două Inimi este... Eu cred că nu puteai să dai o definiție mai frumoasă dragostei decât ai făcut-o cu această piesă. Da, pentru că am spus... Știi, până la urmă chestia asta cu eu sunt ateu, până la urmă și ateul e o credință. Crezi în ceva că nu există, cumva. Dar nimeni nu poate explica, de asta am și scris, creștin sau ateu, prin tine se explică Dumnezeu, prin tine. Că vii pe lumea asta, așa, aparent de nicăieri, știi? Da, cred că e cea mai emoționantă piesă pe care am scris-o vreodată, pe care am scris-o până acum, pentru că sunt sigură că nu voi mai scrie așa o piesă, este singura piesă pe care nu pot să o cânt, efectiv, și... Sunt mămici care se supără dacă avem un party privat, gen ne invită să cântăm la botezul lor și zic vai, Feli, am vrea să cânt Două Inimi și eu zic, dar eu nu pot cânta. Cumva e de înțeles că na, ești mamă și tu vrei piesa aia, că tu pe aia ai plâns, că tu a fost copilul în burtică, dar e singura piesă din câte am scris și din câte voi scrie pe care nu o să pot să o cânt niciodată, pentru că are, cred că ține în ea cea mai mare emoție a vieții mele. Și de acum am găsit și o explicație de ce nu am auzit în această seară piesa Două Inimi aici la live pe plajă, pe scenă. În schimb, să știți că putem să ascultăm această piesă pe frecvențele Europa FM. O întrebare mai am pentru tine, apropo de viitor, apropo de ce ai scris, ce ne-ai pregătit, când mai lansezi melodii? Aș vrea să dau așa un răspuns oficial și să zic, pregătim un nou album, dar nu știu ce pregătim. Am renunțat la strategii pentru că mi-am dat seama că în momentul în care fac strategii încep să mă... Știi, să fiu figurantă și să fiu aia, trebuie să facem, mie nu-mi place așa, mie îmi place cu inima, cu simțitul, cu toate la timpul lor, cu... Am scris foarte multă muzică, dincolo de melodii, din majoritatea melodiilor pe care le-am scris până acum, așa dramatice, de suferință, relații toxice, chiar am scris muzică cu mesaj pozitiv, muzică cu un mesaj motivațional despre viață, nu neapărat o iubire dintre un el și o ea, poate... Am scris și piese despre iubirea dintre prieteni, dintre părinți, dintre... tot felul. Tot felul. Uite, în septembrie o să lansăm următoarea piesă. Noi acum am terminat de ceva timp, nu mai știu de când, câteva luni, Feli din poveste, care a fost un album pop... Stai un pic. Pop urban folcloric, care conține 10 piese... Și acum mergem înapoi în film, acum văzând Că pe mine mă interesează foarte mult cum mă vrea lumea, nu-mi place să zic fani, mi se pare că sunt așa figurantă dacă zic fanii mei. Oamenii care mi-ascultă muzica mă interesează. Să văd ce le place, ce nu le place, dacă mă vor cu balade triste, mai dau două, trei și așa mai departe. Și văd că, deși am lansat Creioane Colorate o veșnicie, de o veșnicie, oamenii încă o iubesc. Așa că încerc să aduc în următoarea perioadă un pic din filmul ăla de atunci, știi? Să vedem. Tot așa e o piesă de aici, din viața mea, din... și o să o auziți, cred că la începutul lunii septembrie. Și minunat ar fi dacă vei veni cu ea la Europa FM să o lansăm împreună, așa cum am făcut și cu Creioane Colorate. Eu nu mă bag peste management. Facem un tease de pe acum, domnul manager, dacă ne auzi. Feli, mulțumim foarte mult pentru că ai fost la această ediție alături de noi, live pe plajă. Un ultim gând cu care să îi lași pe cei care ne privesc. Eu de 7 ani, de când m-am lansat așa mare, de mă de toată țara, am același mesaj de mulțumire. Mulțumesc din suflet pentru că mi-ascultați muzica și că vă sunt dragă și că mă acceptați așa cum sunt. Eu pe rețelele de socializare nu sunt genul foarte activ, adică ziua și postarea. Am perioade dese în care postez, nu știu, o poză pe săptămână, 2 săptămâni, așa că eu le scriu acolo tot timpul stările mele normale și vă mulțumesc pentru că mă îndrăgiți fix așa cum sunt, că nu-i nevoie să pun măști, că alea sunt obositoare, așa că mulțumesc pentru că mi-ascultați muzica și că rezonați cu ea și cu mine, ca și femeie, ca și artistă, ca și mamă, ca și prietenă, ca și de toate. Mulțumesc! La fel mulțumim și noi, Feli. Încă o dată, dragilor, vă salutăm de la Live pe plajă Europa FM 2021. Tu nu ai învățat să ai încredere în ea, se frică să nu o pățești, iar dar ea nu e la fel ca fostele. Rămâne lângă tine, dar nici tu nu știi de ce te ferește dragoste. Când ea te iubește și te-a dat ție sufletul, tu zblerea zâmbește. Oprește-te că e destul, o poți pierde într-o secundă.